Au fost inundați și de 5-6 ori în ultimii ani, însă chiar și așa au preferat să o ia de la zero decât să se mute din zonă. Zeci de familii care trăiesc în cartierul Aeroport al municipiului Petroșani sunt inundate la fiecare ploaie mai serioasă. Ultimele inundații au determinat administrația publică locală să facă ceva pentru a muta toate familiile aflate în această situație. Cum mare parte dintre ei s-au născut și au crescut aici, le este greu să plece, așa că acum reprezentanții primăriei din Petroșani au găsit o soluție care ar putea scăpa aceste familii de inundații. Am discutat cu juriștii din primărie și cu specialiștii noștri. Cred că cea mai bună soluție, sunt mai multe soluții luate în discuție, cea mai bună soluție, am discutat și cu cei de la Paserv și cu Consiliul Județean, să facem o magistrală foarte mare de colectare a apelor pluviale din această zonă, astfel încât acest pericol al inundării zonei în care ne aflăm să nu mai existe. Și e cea mai la îndemână soluție, pentru că altfel, dacă am fi achiziționat noi toate aceste apartamente de la parter, ele până la urmă ar fi trebuit cumva închise și ar fi rămas totuși niște spații care din când în când ar trebui vizitate sau, mă rog, curățate și așa mai departe. Cred că am creat o altă problemă. Când ar putea fi gata o astfel de magistrală? Din momentul în care Consiliul Județean ar aproba alocarea acestor bani, eu cred că în maxim o lună și jumătate lucrarea ar putea fi finalizată. Referitor la această canalizare, împreună cu Primăria și Consiliul Județean, am avut o discuție, am găsit niște soluții, dar lăsăm o firmă de proiectare să facă această situație, fiindcă nu vrem ca banii să fie cheltuiți în continuare aiurea. Adică să facem canalizarea, să cheltuim, facem o investiție, iar după aceea să, în momentul când va fi o ploaie, să vedem că apa nu poate fi preluată de această canalizare. Cineva trebuie să-și asume această investiție. Locuitorii din zona Aeroport au fost loviți de soartă de două ori în ultima perioadă. Inundațiile se produc de fiecare dată când plouă abundent, iar soluția propusă de autorități ar fi colacul de salvare întins localnicilor.